Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Tiberiu Maierean n-a convins pe nimeni, nici pe local, nici pe partidul din care face parte. Cine îi va lua locul lui Tiberiu Maierean e greu de spus. Surse neoficiale afirmau că Mihai Reman, președintele executiv al PSD Rădăuți, va prelua funcția de viceprimar al municipiului Rădăuți și totodată atribuțiile de primar. Contactat telefonic, consilierul local Traian Andronache a declarat că personal nu va candida la această funcție, însă cine va prelua funcția de viceprimar se va stabili în următoarea ședință de Consiliu Local. Conform ședinței de birou permanent care s-a desfășurat ieri, acest lucru se va hotărâ în cadrul ședinței de miercuri în cadrul partidului. Până atunci, orice membru de partid în cadrul PSD-ului poate să candideze pentru acest post. De un singur lucru pot să vă asigur. Personal, nu vizez această funcție. În rest, toți cei care sunt interesați își vor depune candidaturile în ședința de miercuri, urmând ca ulterior, în ședința de Consiliu Local de joi, să se vadă care va fi de altfel și votul pe care îl vor obține în cadrul ședinței de plen. Totodată, Andronache a menționat că printre doritorii acestei funcții se află Simion Sticleț și Gheorghe Șimot.